Astăzi, prefectul Alin Isuf, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a convocat o ședință cu primarii unităților administrativ-teritoriale cu privire la pregătirile pentru recensământul populației și depunerea cererilor unice de plată la APIA. În cursul acestei zile, la inițiativa prefectului județului Mehedinți, Alin Isuf, la Palatul Administrativ din Drobeta Turnu-Severin, a fost convocată o ședință cu primarii și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din județ, la întrunire participând președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Mehedinți, Gabriela Filip, și directorul executiv al APIA Mehedinți, Loredana Gherasimescu. Am gândit împreună cu domnul președinte Aladin Georgescu că ar fi benefic pentru dumneavoastră și comunitățile pe care le reprezentați să facem o întâlnire cu caracter tehnic în care o să beneficiem de suportul celor două direcții cu rol coordonator în aceste acțiuni și chiar o să intrăm în detalii privind buna organizarea acestor evenimente. Nu mai este cazul să subliniem importanța acestor lucruri pentru comunitățile dumneavoastră, atât atragerea de fonduri, depunerea de cereri pentru fondurile europene, APIA, cât și recensământul populației și al locuințelor, sunt foarte importante. Așa cum sublinia și domnul ministru al Agriculturii, atragerea de fonduri europene prin intermediul APIA nu poate decât să contribuie la bunăstarea comunităților locale, a agricultorilor și nu pot fi decât beneficii. Referitor la recensământ, este lesne de înțeles că atunci când va fi încheiat, se va face o radiografie foarte bună a locuitorilor la nivelul țării, o radiografie și asupra situației economico-sociale. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a subliniat implicarea ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care a recuperat decalajele în cadrul programelor de sprijin pentru fermieri și va gestiona lucrurile în interesul agricultorilor, astfel încât să nu existe întârzieri în ceea ce privește plata subvențiilor. Mă bucur că, din punctul de vedere politic, în Guvernul României, ministrul al Agriculturii este domnul Chesnoiu, care vedeți și dumneavoastră că în câteva luni de zile a reușit, evident cu sprijinul specialiștilor pe care le are în minister, să recupereze decalajul care se produsese din nou în cursul ultimilor 2 ani și știu că erau nemulțumiri din acest punct de vedere, că aceste subvenții se plăteau cu întârziere și așa mai departe, erau tot felul de probleme. Eu cred că anul acesta, acest decalaj va fi recuperat, dar contează foarte mult și de ceea ce veți face dumneavoastră, de modul în care îi veți informa pe acei cetățeni care nu au reușit din diverse motive să se informeze. Vor veni pe capul dumneavoastră, vor veni la primărie, domnule primar, cum să fac și eu aici și am convingerea că toți veți ști ce să răspundeți. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a subliniat faptul că este foarte important ca cetățenii să fie sprijiniți și informați corect. În perioada imediat următoare se vor derula două acțiuni deosebit de importante pentru comunitățile pe care dumneavoastră le reprezentați. Pe de o parte, o să înceapă acum 1 martie, campania de depunere online a cererilor unice de plată și avem aici pe doamna director care o să vă dea detalii suplimentare, deși sunt convins că majoritatea celor care sunteți prezenți în această sală aveți cunoștință despre modalitatea depunerii acestor cereri și știu că i-ați îndrumat pe cetățenii pe care reprezentați și în anterior și de asemenea vom alături pe doamna director al Institutului Național de Statistică de Exercățeană a Mehedinți, care vă va prezenta detalii cu privire la un moment foarte important care nu s-a mai desfășurat de prin 2010 și 2011
și este foarte bine să aveți toate detaliile, să sprijiniți acest demers. În prima jumătate a lunii martie se pot depune cererile unice pentru plată pe anul 2022. Pentru ca toate să se desfășoare cât mai bine, s-a demarat campania Alături de fermieri pentru o agricultură performantă. Mai exact, s-au făcut publice informații esențiale care ajută fermierii în depunerea corectă și rapidă a acestor cereri. Momentul de noutate din acest an reprezintă faptul că cererile pot fi depuse și online. Totodată acestea pot fi semnate digital, însă fermierilor revine obligația de a notifica funcționarul responsabil cu cererea despre această semnătură digitală, întrucât toate documentele care susțin cererea unică trebuie semnate digital de către toate persoanele implicate. După cum bine știți, primăriile au fost informate cu privire la faptul că la solicitarea APIA acestea trebuie să transmită adeverințele electronic, însă dumneavoastră trebuie să vă asigurați că specialiștii din cadrul primăriilor au obținut consimțământul scris al fermierilor în prealabil transmiterii adeverințelor electronic către APIA. Totodată de menționat faptul că din data de 15 februarie a fost deschisă aplicația IPA online în vederea digitizării din timp a parcelelor agricole. De asemenea, Direcția Județeană de Statistică din Mehedinți a început recrutarea de personal în vederea realizării recensământului populației și a locuințelor. Recensământul populației și locuințelor este o cercetare statistică de mare anvergură care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene sub forma unor indicatori statistici privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele. Elementele de noutate ale acestui recensământ sunt faptul că acest recensământ este 100% informatizat, există posibilitatea autorecenzării și recenzarea prin interviu se realizează cu înregistrarea pe tablete de către un recenzor. Recensământul populației și al locuințelor se desfășoară în 3 etape. Etapa de preluare din surse administrative, ce este în desfășurare acum, între 1 februarie și 13 martie 2022. Etapa de autorecenzare, pentru care depunem eforturi de a ne încadra în realizarea acestei etape, se realizează între 14 martie și 15 mai 2022, iar între 16 mai și 17 iulie, colectarea datelor de către recenzor prin interviu față în față a persoanelor care nu s-au autorecenzat. Reprezentanții autorităților județene din Mehedinți le urează succes tuturor în pregătirile pentru încasarea subvențiilor pe suprafață și organizarea recensământului populației.